Bună seara, domnilor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde Adevărul. Sunt Cristian Berar și astăzi avem două teme în cadrul emisiunii. Avem două ore de emisiune aproximativ, iar subiectele sunt două, cum am spus. A fost sau nu crimă acum 20 de ani? Aceasta este prima temă și avem doi invitați, părinții unui tânăr care avea atunci 17 sau 18 ani aproximativ, care a decedat în urma unui accident stupid petrecut într-o pădure undeva în Șieuț, sau nu în pădure, așa spun procurorii, așa spune și cel care spuneți dumneavoastră că ar fi fost ucis. Îmi dați voie să vă prezint mai întâi telespectatorilor. Deci, vedeți că din start, părinții celui care a fost, iată, înjunghiat acolo, nu sunt de acord cu ceea ce spune parchetul, cu ceea ce spune cel care l-a înjunghiat. Dar faptele sunt puțin altfel, veți vedea în urma reportajelor pe care noi le-am realizat la Ruștior, Comuna Șieuț, la parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud, cu purtătorul de cuvânt al acestei instituții, procurorul Angela Sângerzan. Veți vedea dacă a fost sau nu crimă, dumneavoastră veți decide dacă da sau nu. În orice caz, și-a pierdut viața un tânăr. Și acum întrebarea este, de ce după 20 de ani părinții acestuia vin, iată, la televiziune să se plângă și să-și pună această întrebare? Oare sunt anumite interese? Și eu am întrebat și am aflat că da, ar fi și anumite interese legate de un apartament pe care tatăl, am vrut să zic, fostul soț al fiicei dumneavoastră. Da, da, da. Deci, fostul ginere. Până un altă, nu pot să numesc criminal, dumneavoastră numiți, dar să nu știți că autoritățile nu-i spun criminal. Dar dacă criminal. Nu ești cu mașina un copil, deci, nu te judecă în instanță publică? A vândut un apartament, acest nu om. Nu interesează că a vândut apartament. Iar băiatul acestui băiat, nepotul dumneavoastră. Da, da. Deci băiatul acestui om, nu l-am văzut pe băiat încă, acest băiat spune că a fost de acord să se vândă apartamentul. Păi dar el ce l-a interesat, că el știe, atunci era mic. Nu, acum, acum s-a vândut apartamentul. Dar nu l-a interesat pe el, că avea o datorie. Apartamentul era pe el. Nu a fost pe copil. Nu, pe tatăl. Dar cum a fost pe el, dacă a fost la locul prin sentință. Nu e adevărat. Am citit sentința. A, păi asta, și unde e sentința? Am văzut-o eu. Dar nu, ce nu o să vedeți în imagini imediat. Păi, domnul procuror... Pe dumneavoastră nu erați în dosar, sau erați? Da, era fica noastră. Fica dumneavoastră, da. Și noi am făcut atâtea memorii. La București am primit. Deci, Simion ca Alexandru, n-am apucat să vă spun cum îi cheamă pe cei doi. Deci, Simion ca Alexandru este domnul și Simion ca Emilia este doamna. Sunt părinții revoltați după 20 de ani, încă revoltați și supărați pe faptul că băiatul acestora este sub pământ. Unicul băiat ce l-am avut. Ne povestiți puțin cum s-au petrecut faptele în viziunea dumneavoastră, după care veți vedea care este varianta procurorului și care este, adică purtătorului de cuvânt al parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsău și varianta acelui om pe care dumneavoastră îl numiți criminal, fostul dumneavoastră ginere, dar care, credeți-mă, din câte dovezi am văzut eu și există, eu nu pot să spun că e criminal. Haideți să ne spuneți cum s-a întâmplat, doamna. Spuneți dumneavoastră cum s-a întâmplat. Dar dacă nu a fost vinovat, ce nu i-a dat hainele cu care era copilul îmbrăcat? Spuneți cum s-a întâmplat dumneavoastră. Nu știm. Nu, ce ați aflat dumneavoastră? Copiii au venit în oraș. Așa. La zona onomastică lui nănașa lui fica noastră. Așa. A lui doamna German. Și... de acolo, din oraș, Sara cu convenția s-a dus la Șieuț. Acolo am două surori, la Pantea, Albina. Așa. Și dimineața, copilul era acolo, n-ați fost să vedeți unde locuiește el. Cine? Criminalul. Nu, da, ba, da, cum, ba da, cum ați nu a fost? Acolo? Am fost la el acasă. Nu? Dar nu la gară locuiește. Nu că acum locuiește în Ruștior. Da. Locuit, păi eu m-am dus la el acasă, eu m-am dus în Ruștior. Acolo nu e casa lui, acolo nu e casa lui, acolo el e dus. Da, dar locuiește acolo, e casa lui acum, de patru ani sau nu știu câte. V-am înțeles, dar crima s-a petrecut în pădure. Nici într-o pădure. Ba, deasupra de Șieuț. Nu, acolo deci, de Șieuț. Uitați ce s-a spus noastră. Domnul Berare, acolo că deasupra de Șieuț. Da. Deci în acea pădure. Da. Auziți, l-a omorât Cotoc Georgiuc. L-a omorât în ciuban cu gota. Stați puțin, dar nu vă alambicați în nuanțe. Spuneți-mi exact ce s-a petrecut dumneavoastră. Și ei s-au dus acolo. Cine? Ei. Copiii. Care? Câți? Trei, nu? Trei. Da, păi cu fata, cu jinile să mai nici încă un băiat de 17 ani. Deci au fost trei, da? Da. Vă erau rudă. Și vă erau rudă. Dar sora mea, copilul nostru dormea. Băieții aceia doi vă erau rudă, nu? Da, că jinile mai micuți. Da.
Deci un ginere mai, da, mic, mai mic, băiatul dumneavoastră și încă unul care era văr sau ce? Văr cu... Nu știu, băiatul dumneavoastră sau cu... Cu ginerele. Cu ginerele. Am înțeles, dar tot rude, prin alianță. Da, te rude. Și... Unde s-au dus? S-au dus Sara cu convenția, cum era atunci la 11 convenția. La și eu. Era la 11 convenția și s-au dus acolo. N-am știut că s-au dus acolo noi, când eram acasă. Numai ziua pe la 11, 12... Vine de la dispensar de acolo din comună și cineva și îmi spune, zice, vai de mine, îi ceva, zice, copiii, zice, dus, copilul dumitale dus la șeut și auzi că acolo nu știu ce s-a întâmplat cu eu. Nu, zice că e mort. Pe când am ajuns eu, era nu știu la câte, până mi-am găsit un șofer la mașină, că soțul era la servici în oraș, că lucra la direcția comercială, cum îi zice da. Atunci, și până mi-am găsit un șofer să mă duc, da. Era, nu știu, pe la două, la trei, atunci am ajuns cu copilul acolo. Unde? În curte la sora mea. Deci mort. La două, trei, așa ceva mort. Era. Da, da, că da. La tribunal a fost domnul procuror rădăcină de servici. Și domnul procuror rădăcină a sunat pe Mureșan, hai duce Mureșan că e la șeuț și s-a oamenii tăi. Stați puțin. Acum asta cum să adică, vă spun eu, domnul... Cum adică că du-te la șeuț că sunt oamenii tăi? Da, domnul rădăcină trăiește. Și domnul rădăcină a spus așa? Domnul procuror de serviciu. V-a zis domnul rădăcină da, chestia asta? Atunci, du-te Mureșan că sunt oamenii da, tăi? Da, da, da. În ce sens că sunt oamenii tăi? Eu dat telefon. Păi dacă un verișor de-a lui l-a omorât. Era procurorul Mureșan. Exact, cu unul cioban. Ăla l-a ținut de gură până a murit copilul. Eu l-am întrebat, pe acest om, pe care îl numesc criminal, dacă ciobanul e rudă cu domnul Mureșan. A spus că nu e adevărat. Ia-se unul cioban. Unul nu-i rudă, unul nu-i neam. Ciobanul care era cu oile acolo jos. A spus că nu e neam. Ăla era din Rușteor, cumnat cu unul din satul nou. Nu știu cum îl cheamă pe ăla. Ăla și era vâr cu domnul procuror Mureșan, era unul cu barbă, Ilie, mai micuț așa. Care e mort. Unul dintre ciobani e mort. Care l-a prins de acolo. Unul dintre ciobani e mort. Nu știu dacă e mort. Unul din ei? Da, unul dintre ciobani. Fi, Ilie, ăla e mort. Nu știu. Unul dintre ciobani. Nu. No. Acela mai bătrân, care era? Ilie sau celălalt? Cred că Ilie. Din deci, nouă ne-a spus că unul e mort dintre ciobani. Nu. No. Și cu o ieși, zic că eu am fost până la fata aia în Craiova și vorbești. Păi Sandel, ce n-ai fugit? Am fugit nică. Cine e fata din Craiova, dumneavoastră? Aveți una în Craiova? Nu, este una acolo care vorbește. Ce vorbește? Vorbește cu sufletul omului. Ah, stai, cuvânt, devine cuvânt. Interesant acum emisiunea. Da, cum adică ați mers la o femeie în Craiova care vorbește cu spiritele? Da, da, da. Și credeți în asta? Cred. Păi, nu, să nu. Și cu cine ați vorbit? Cu fiul dumneavoastră? Da, da. Nu se poate. Pe cuvânt, aia, doamna aia s-a culcat, mai smactor, că a mai fost cu niște femei. Da. Doamna aia s-a culcat. O fel de vrăjitoare, nu? N-o cunosc, n-am văzut niciodată nici pe mine. Și o zis să prinde de aștept la mic. Era cineva acolo. Tata ei, omul bătrân. Și o zis așa mică. Păi să îndrept, zice, te-ai dus cu dragul mami. Păi zice, m-am dus. Și ce ai făcut, mă? Nimic n-am făcut mică. Zice, ăștia doi care au fost cu mine au fugit. Au fugit și eu, la domnul Pop, nu, era polițist. Nu, au fugit. Și zice, tata, n-ai putut fugi, dragul mami, ce n-ai fugit? Am fugit, mămică. Dar mi-a ieșit unul cioban cu ba înainte și mi-a dat cu bota în cap. Și am căzut jos. Și atunci au venit, au mai ieșit încă trei. Cine a fost ăia? Georgiuc, nănașul lui Aurica și alu Nelu, că Nelu ce-a luat pe criminal. Și cu unul, Ion, Dumitru, îi zice, ăla a mai dat în cap la unul și-a luat bani și-a făcut bușcărie, că era copil. Cumnat cu criminalul.